armonie. Are numai 18 ani, dar numele ei este deja cunoscut. Este vorba despre interpreta Olia Tira, care și-a lansat albumul de debut. Partea instrumentală a celor 7 piese a fost înregistrată la Paris, iar una dintre ele este realizată în colaborare cu băieții de la Zdob și Zdub. Albumul Your Place or Mine conține 7 piese, printre care și cea cu care Olia Tira s-a calificat anul trecut în finala națională a concursului Eurovision. Sunt foarte mulțumită de realizările mele, nu mă grăbesc nicăieri. Cel care urcă repede coboară la fel de repede. Eu sunt mulțumită că fac totul pas cu pas, încet, dar cu multă fermitate. Olia într-adevăr nu se grăbește. La albumul de debut ea a lucrat 2 ani. Partea instrumentală a pieselor a fost înregistrată la Paris. S-a înregistrat la Paris, în studioul Liberty Rock. Restul s-a făcut la Chișinău. Suntem foarte mulțumiți de piesa realizată cu trupa Zdob și Zdub. Am adus materialul din Franța, înseamnă toate piesele erau compuse acolo și aranjament deja făcut tot. Este un stil neobișnuit, se vede de start. Eu sunt foarte bucuros că este ceva nou pentru piața moldovenească. Felul în care arată și muzica pe care o interpretează se armonizează perfect. Este bună ca look, bine pregătită profesionist, ca voce, rafinată. Olga face pași mărunți, înceți, dar foarte concreți, pași foarte siguri.